Chiar dacă salariile moldovenilor, în mare parte cele declarate, s-au majorat în ultimii 4 ani cu circa 10%, ele rămân a fi cele mai mici din Europa, arată datele unui studiu prezentat astăzi de către Fundația Friedrich Ebert în parteneriat cu Sindex România. Potrivit autorilor anchetei, ponderea remunerării în produsul intern brut în Moldova este una dintre cele mai joase din Europa, circa 30%. În aceste condiții, studiul demonstrează încă o dată că există potențial de creșteri salariale importante, dar este nevoie ca guvernul și sindicatele să fie mai proactive, adică statul să ridice salariul minim, iar sindicatele să negocieze colectiv mai efectiv la nivel de întreprinderi. De asemenea, se mai arată în anchetă, autoritățile trebuie să stimuleze creșterile salariale prin creșterea mult mai rapidă a salariului minim, a salariilor în sectorul bugetar și prin eforturi mult mai eficiente pentru legalizarea veniturilor salariale. Ori anume, lefurile mici continuă să alimenteze dorința oamenilor de a pleca din țară, iar migrația să rămână o problemă majoră pentru Moldova. Menționăm că salariul minim pe țară, care este de circa 1000 de lei, nu a fost modificat din 1 octombrie 2014.